Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine, în studioul știrilor, și astăzi jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit! Bună, Cătălina, bine v-am regăsit! La mulți ani copilor și părinților lor! La mulți ani, evident! Și ție, că tu ești copilul mamei tale! Da! Și tatăl copilului tău! Exact, și tot așa! Deci toți suntem! Azi e ziua tuturor! Începem discuția cu zona metropolitană și transportul intrajudețean, cum se cheamă? Din interiorul județului Suceava, da? Care va evita zona metropolitană, Suceava și cele 8 localități, pentru că pe această zonă metropolitană s-ar pierde un proiect de transport europene, în comun pe fonduri europene cu autobuze electrice. Da, serios? Da. Așa și? Păi și de ce să pierzi ceva ce nu, da, zi-mi poți și mie, să câștigi? Zi-mi și mie, cum e reglementat asta cu transportul pe zona asta? Zi-mi și mie. Cum va fi reglementat? Nu, cum e acum? Ce se întâmplă acum? Păi acum e făcut de niște firme private care, așa, participă la licitația aceasta la Consiliul Județean. Bun, și nu o să mai fie, dar zi-mi și mie cu taxiurile cum e? Taxiurile nu intră sub incidența asta. E vorba de transportul public local cu microbuze, autobuze și genul acesta. Taxiurile nu, dar acum n-avem. Sunt niște maxi-taxi din astea care circulă pe traseele astea și le scoți. Care opresc în toate stațiile din Suceava. Așa, și le scoți. Nu? Și ce faci mai departe? O să circule autobuze și microbuze ale societății de transport în la comuna ZUF. Zonei metropolitane. Dar alea când circulă? Ei, cred că ceva așa, niște resturi de microbuze s-or mai găsi pe la firma de transport să, nu să știu, intre pe eu traseu. Eu mă gândesc, acum, deci noi suntem aici, când ZUF, PUF, ZULUF, zonă metropolitană, cum n-ai bai spune. Deci, municipiul Suceava e un fel de Suceava și localitățile limitrofe, e un fel de București. În București sunt 6 sectoare. Aici, la Suceava, sunt 8 sectoare, să zicem. Pentru că, de-a lungul timpului, cetățenii ai municipiului Suceava, cu dare de mână, toți care au avut salarii bune, care au muncit din greu, care au mers în străinătate, au muncit din greu. Toți au muncit din greu și au făcut vile. Unul n-a furat. Toți din greu au făcut. Și oamenii cu dare de mână, care au mâncat numai un covric cu ceapă într-o zi. A doua zi au băut osana, a treia zi au ținut post negru că și credincioși. Și așa au pus bani lângă bani și au făcut vile. Că e plin de vile, mii de vile. În zeci zona de mii. Metropolitană. În zona metropolitană. Și s-au mutat. Ei nu circulă cu transportul. Nu, dar practic, Suceava e toată și cu astea, Cătălina. Și oamenii care stau la Bosanci, Liteni, Moara și așa, ei vin de regulă, lucrează în capitala, cum ar fi în București, pe Calea Victoriei sau pe Magheru sau pe Bulevardul Dacia sau pe Unirii și vin așa și își aduc copiii tot la școală aici. Știi? Deci noi suntem o comunitate. Da? Și comunitatea asta trebuie să aibă un transport public al ei. Ei, da. Asta și asta nu s-a făcut ani de zile, e transportul zeci de ani ZUF-ului. De zile, ZUF-ul, și ani de zile a fost mai muțăreala asta cu transportul de la Mihoveni la Mitoc, care treceau toți prin oraș. Care începea la intrarea în Suceava și se termina tot la intrarea în Suceava. O mangleală din asta. Și în același timp trebuie reglementată cu taxiul. Pentru că, deci, una e transportul public și una e cu taxiul. Mă, taxiul unde e înregistrat? La Suceava, da? Și el se duce până la aeroport. Dacă el la aeroport face, nu știu ce, își bate joc de clienți, ce se întâmplă? Acum la aeroport, după, așa, cred că a contribuit și experiența mea împărtășită la această formulă, s-a mai îndreptat situația. E cum? Poliție mereu acolo. Și e supravegheat. Taximetriștii sunt cei care ajung la aeroport, sunt supuși unor selecții suplimentare, un cod vestimentar, niște verificări, să nu fie avut reclamații din partea clienților și mai departe. Adică ajunge spuma taximetriștilor la aeroport, și nu au voie să refuze clienții pentru că poliția e acolo și supraveghează. Okay. Că poți să-ți ceară 300 de lei de la aeroport până în opcini. Nu, dar de ce nu sunt afișate? Din punctul meu de vedere, nu e corect. Nu, dar am și o întrebare. Avem la Consiliul Județean, este domnul Gheorghe Frutur, pe care bănuiesc că lumea știe. La primăria Suceava e domnul Ion Lungu, pe care bănuiesc că lumea știe.
Când îi cauți pe G-Flutur și pe I-Lungu, ei sunt mai mult, numai la București. G-Flutur, în calitate de prim vicepreședinte al Partidului Național, unul dintre liderii coaliției de guvernământ, e la ședință. Cu aia, cu aia, stă vreo 3 zile. I-Lungu și dumnealui, când îl vezi, când stai ba la laptop, MR, ba la ministere. Când stai la laptop și așa, și deodată auzi, plup, și când deschizi, Ion Lungu, cu o mapă aici, la masă cu ministrul cu tare, și se explică, am făcut așa. Doamne, dacă G-Flutur și I-Lungu tot merg la București așa, ce nu-i treabă cu oamenii aia? Cât de ani de zile? Păi, voi cum ați făcut? Dar e foarte simplu cum am făcut la aeroport. Zic cum ați făcut, că Bucureștiul este aici, Otopeniu, unde este aeroportul internațional, este aici. Otopeniu este o altă localitate. Cum este altceva altă localitate? Și circulă și taxiul acolo și erau niște bandiți în aeroport, în aerogară, niște bandiții pământului și a fugărit pe bandiți, a făcut regulă printre taxi, taximetriști, iar transportul public pe relația București, localitatea Otopeni, aeroport, funcționează dinainte de a fi aeroport. Acolo cum s-a făcut? Pentru, cel puțin pentru pasagerii sau pentru clienții aeroportului, există un dispozitiv, un automat, o mașinărie. Nu, te-am întrebat, nu asta te-am întrebat. Unde apeși și îți vine taxiul. Tu cu hârtia aceea în mână te urci în acel taxiu și nu în altul, iar acel taxiu nu are voie să-ți ia alt tarif decât cel curent practicat pentru o călătorie. Da, zic, e foarte simplu cum se întâmplă acolo. Întreb, tu poți pe ZUF cred că întreb, se poate face. Nu, dar lasă-mă cu ZUF-ul. Până acum de ce nu se face azi? De ce? Dacă aș fi G-Flutur sau I-Lungu, probabil că aș avea un răspuns că aici nu-i fie voie, și de că politician nu-i voie pentru tine. La Bosanci, că nu știu ce. Dar București cum duce autobuzul de ani de zile la autopen? Asta mai e o problemă. A ridicat-o domnul consilier Cristi Maxim, aceea cu ce facem cu străinii. Străinii habar n-au încotro să o apuce când aterizează pe Suceava. Da? Se duc, se uită stânga-dreapta, ajung la un taximetrist când polițistul e eventual cu ochii în altă parte, îl jupește de bani, îl vede că e străin și dacă îl ia. Nu există un afișaj, un transport, un microbuz, un autobuz care să aibă o ciclicitate suficientă sau un acord cu zborurile, se ducă pe oameni, să zicem, în centrul Sucevei sau la gară. Sau și tu ce vrei de la mine? Mă gândesc că s-ar putea pe ZUF-ul ăsta să se întâmple dar și așa ceva. Dar la ZUF de ce nu se face ceva? Poate așteptau ZUF-ul, nu ce zic eu. Auzi, Cătălina, asta cu... Și încă un lucru, pentru municipiul Suceava, cel puțin pentru municipiul Suceava, sunt localități în țară care deja au serviciul acesta și tot domnul Maxim a spus în ședința de Consiliu Județean, o introducere a curselor de autobuz, în cazul nostru, în zona online. Să știi tu... Dacă te urci rar în autobuz sau dacă nu ești de pe aici, cum faci când te duci în altă parte? Chiar și în Galați sau în București, dacă mergi, găsești așa ceva. Cum ajung eu? Sunt aici, de la locația mea, cum ajung eu la gară? Cu ce merg și când vine? Când vine, va fi posibil când vor fi GPS-urile pe autobuze. Dar cu ce merg? Doar pe site-ul TPL și nu cred că o persoană străină de oraș care vine, să zicem, de la Dorohoi sau nici... Săveni sau Fălticeni, poate chiar nu știe în ce să se urce. Dar să întrebi în altă limbă. Dacă nu vorbește limba românească sau... Dar n-ai zis că e de la Fălticeni? Da, dacă e din... de unde să zic eu? Din Bruxelles. Dar ăla din Fălticeni ne întreabă. Auzi, Cătălina, eu nu sunt... ai ceva cu mine. Eu nu sunt nici Gheorgheev, nici Ion L. Păi nici eu, am răspuns cu aceeași. Nici Ion L. Dar... Că voie să le rezolv eu. De ce le-am dat ție? Pe partea asta cu informarea, eu zic că e foarte simplu. Și îți dau acum soluția. Uite, acum mi-a venit pe loc. Să mă țin, nu? Deci mai ții minte ouă ăla, panorama aia de ou uriaș, făcut în primul mandat al lui G-Flutur și proptit aici în centrul orașului, deveneau copiii de la Lisaura, de la Vâșcăuți și de la Fundul Moldovei se pozieze la el? Care acum? Știu unde e, nu? E a zvârlit pe platoul cetății. Uh-huh. Iei ouă de acolo, dai jos panaraia mai aia de,
de autocolant. Mușama aia, fața, parcă e față de masă tip mușama, cum era la țară acum 100 de ani. Dai jos ăla, îl raz așa că e urât. Îl jupește. Și pui pe el un autocolant nou și scrii pe el. Și îl pui frumos ca să, și, să ia și ochiul. Îl pui pe un motor și ouă ăla se învârte și scrie. Unde să stea el? La intrare în aeroport. Intrare, ieșire. Și când iese omul, se uită la ouă ăla care se tot învârte, cum se învârt bagajele la banda aerulantă când cobori în avion. Tu oricum ești obișnuit să învârți capul de acolo. Aici te afară și învârți capul după ouă și scrie. Dacă vrei să ajungi la Bosanci, să scrie cum scrie pe felicitări de anul nou. Română, engleză, franceză și germană. Se scrie în toate limbile. Cine vrea să ajungă la Suceava, merge cu autobuzul. Atâta costă un taxi. Și e și frumos. Să ai ou. Și zici și mie un aeroport cu ou care se învârte la ieșirea din aeroport cu informații. Ar putea fi motiv de cumpărat bilet de avion doar dus la Suceava. Da, la Suceava. Vezi, nu? Și pentru cei care nu sunt pasionați, doar dus de la Suceava. Da. Juniorul Suceava, campion în Liga 4, va lupta cu... juca cu Neamțul, Speranța Răucești, pentru accederea în Liga 3. Răucești, eu am înțeles Rece atunci de la domnul Antor. Eu cred că ai noștri au prima șansă, au și câțiva fotbaliști experimentați, dacă intră și juniorul în Liga 3. Rămânem, câte avem? 4, nu? O să avem 4. Da, da, să vedem unde se îndreaptă. Deci primarul a zis că nu mai dă, a zis mai demult că nu mai dă la Foresta dacă nu promovează. Ar fi cazul să se întâmple o fuziune, cum spunea Ciprian Anton, că ar trebui toate forțele astea fotbalistice din Suceava și Luceafărul și LPS-ul, toată lumea se unească, să facă o echipă a municipiului Suceava, să o întărească și astfel cred că dacă intră juniorul, adio finanțare pentru Foresta și o să dea aici finanțare la juniorul, care pare o construcție mai sănătoasă, care e plecat mai din spate și așa. Însă, care are și echipe de copii, da, are tot de diverse trebuie. Vârste până aici. Ei trebuie tot ce, are tot ce îi trebuie și e foarte bine, dar sună așa, bun, până aici a mers cu junior, da. Dar să joci în Liga 3 la junior, nu sună bine, mai e un apel la vasul, nu, adică trebuie un nume pentru echipa asta a Sucevei care să fie legat de Suceava, deci de la Foresta am zis că e furat, e blestemul, trebuie renunțat, Foresta nu mai trebuie să existe, trebuie renunțat. CSM te duci, nu? Spre CSM Suceava. Da, CSM ar fi un amestec cu clubul ăsta care nu i-a dat la primărie, la minister. Ar fi CSM-ul care a avut rezultate. Poate să zică zbârnăitoarea Suceava, nu știu, să-i spună. Dar nici juniorul, să zică seniorul Suceava. Da, nici seniorul nu-i bine. Dar să joci juniorul Suceava, nu te ia lumea în serios, știi că e juniorul. Păi la junior joci. Deci trebuie găsit și un nume pe așa și să unească toate forțele care se pricep la fotbal, atenție. Că așa se mai unesc forțe în astea, dar dacă nu se pricep. Și să împingă echipa asta în Liga a doua și după aia vom vedea noi când vom ajunge ce vom face. Dar odată să intrăm și să prindem. Bun, acum nu trebuie să ne grăbim. Visul nostru să intrăm în Liga a doua, Sorin. Da, acum nu trebuie să ne grăbim dacă să jucăm cu Dinamo, că ei stau mult și bine acolo și ne așteaptă să jucăm cu ei, nu e o problemă. Adică mai merge un sezon. Mai mult. Ce dezastru e acolo, merg mai multe. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin.